Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție Business Leaders. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș implementează în perioada 2020-2022 proiectul internațional Growth Minds, finanțat în cadrul programului Erasmus+. Proiectul oferă noi oportunități de formare continuă a cadrelor didactice universitare pentru dezvoltarea competențelor care să urmărească dezvoltarea unui mod de gândire flexibil al studenților prin oferirea unui set de instrumente și cele mai bune practici care pot fi utilizate în activitatea de predare, de evaluare, de tutoriat, precum și în comunicarea cu studenții. Pentru a detalia informațiile despre acest proiect, alături de noi este doamna prorector, conferențiar dr. Daniela Ștefănescu, coordonatorul instituțional al proiectului. Bine ați venit la UMFST Live! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur că avem ocazia să discutăm despre acest proiect și despre conceptul pe care îl dezvoltă. Așadar, dacă ne puteți spune câteva detalii despre acest proiect. De fapt, întregul proiect este generat de un nou concept, de un nou mod de gândire, care în limba engleză sună foarte bine, growth mindset, dar în limba română încă nu există un termen general acceptat. Sunt mai multe forme care se folosesc în prezent, cum ar fi mentalitate deschisă, mod de gândire flexibilă, mentalitate de creștere. Dar, desigur, în cadrul acestui proiect, focusul este orientat către învățământul superior, așadar acest nou mod de gândire flexibilă se adresează mediului universitar, cadrelor didactice și studenților. Și a fost depus acest proiect de către Universitatea Primorska din Slovenia, alături de STEP Institute din aceeași țară și ceilalți parteneri din proiect, pe lângă UMFST, mai sunt Universitatea Klagenfurt din Austria și Universitatea Balıkesir din Turcia. Așadar, vorbim despre un consorțiu, un parteneriat pentru a dezvolta conceptul de growth mindset, așa cum spuneați. Dar ce este de fapt acest concept, care pentru noi este totuși nou deocamdată, sau în România, nu? Da, mai puțin promovat. Da, este deocamdată mai puțin promovat. Și noi chiar asta ne dorim, să-l popularizăm. Să-l popularizăm, să diseminăm toate cunoștințele și toate informațiile pe care le-am acumulat pe parcursul acestui an și jumătate de când se derulează proiectul. Practic, responsabilă de acest nou concept este o doamnă profesor de la Universitatea Stanford din Statele Unite, Carol Dweck se numește, care este profesor de psihologie și și-a concentrat atenția pe acea parte a psihologiei care atestă puterea de convingere a oamenilor și a studiat foarte mult reacțiile la eșec ale oamenilor în general, dar ale copiilor, ale studenților, ale liderilor, ale oamenilor de afaceri. În limba română a apărut o carte tradusă a acestei autoare. Vedeți, și aici titlul a rămas în limba engleză, Mindset, neexistând un corespondent exact al acestuia. Practic, probabil traducătorul a ales să păstreze titlul original, pentru că întotdeauna, pentru a înțelege mai bine un termen, îl putem analiza în comparație cu altul. Și atunci opusul gândirii flexibile este gândirea fixă. Și ea a studiat, așa cum spuneam, în sistemul educațional, mai întâi din Statele Unite, dar apoi și-a extins studiile în multe alte țări. Are studii bazate pe foarte multe cazuri, clase, grupe de studenți, ani de studii,
până și în Hong Kong. Deci a mers foarte departe cu studierea acestui mod de gândire, care dorește să vină în sprijinul dezvoltării oamenilor. Pentru că, așa cum bine știți, în Statele Unite foarte mulți ani, anii 90, au fost ani în care foarte mulți a mers pe gândirea pozitivă. Dar s-a constatat în timp că acest mod de gândire exagerată, care practic la un moment dat denatura realitatea, a dus la numeroase eșecuri. Iar doamna profesor Carol Dweck ne arată că mentalitatea flexibilă pe care ne-o putem forma în sistemul educațional, și iată, noi fiind în mediul universitar vom încerca să imprimăm acest mod de gândire studenților noștri, merge pe o cu totul altă optică decât cea cu care am fost noi obișnuiți, poate, anumite generații cel puțin, în sensul că foarte mult conta rezultatul și nu traseul, nu procesul, ori în cadrul gândirii flexibile este mai important drumul, traseul, procesul, până la a atinge rezultatul, de a privi orice greșeală sau orice eșec ca o oportunitate de a învăța ceva nou, să se admită faptul că putem comite greșeli și știm cu toții că suntem permanent în această situație de a greși, desigur, nu să devenim nepăsători, dar în procesul de învățare, dacă greșim, să încercăm să înțelegem de ce am greșit și să extragem de acolo acele aspecte care ne pot ajuta să ne dezvoltăm. De asemenea, acest mod de gândire urmărește ca să se pună accent pe feedback, pe critici, să fie acceptate criticile, pentru că și acestea reprezintă o modalitate de învățare și de dezvoltare. Chiar dacă nu ne fac plăcere criticile și feedback-ul nu întotdeauna cel așteptat, poate să ducă la rezultate superioare. Dacă încercăm să ne oprim din modul în care suntem obișnuiți să gândim, în sensul de a respinge orice tip de critică, și încercăm să înțelegem, trecând peste acea durere neplăcută de moment, să vedem că, de fapt, cine ne-a adus acea critică a încercat doar să ne corecteze și să ne ajute în procesul de învățare, de dezvoltare. De asemenea, limbajul pe care îl folosesc cadrele didactice, limbajul folosit între studenți, limbajul folosit între părinți și copii, să fie unul adecvat, de asemenea, gândirii flexibile. Și încă un aspect care pentru societatea noastră probabil că va fi mai greu de acceptat, să ne bucurăm de succesul altora și să vedem tot ce se ascunde în spatele acelui succes, nu doar lumina și strălucirea de moment, ci tot efortul care a fost presupus de a se depune pentru a ajunge acolo. Mă refeream la acel proverb, știți, legat de capra vecinului. Suntem mai preocupați să pățească ceva rău cel din apropierea noastră decât să ne bucurăm de reușita, de succesul cuiva. Cred că în linii mari cam aceasta ar fi teoria gândirii flexibile, spus așa, succint, foarte pe scurt. Și noi ne bucurăm că suntem partea acestui proiect, având șansa de a învăța foarte mult în acești 2 ani și mai ales capacitatea de a transmite mai departe studenților noștri, colegilor și studenților. V-ați referit la pilonii, să zic așa, principal pe care se bazează această teorie. Cum am putea să ne dezvoltăm gândirea flexibilă? Putem să pornim cu limbajul pe care, așa cum spuneam, îl folosim noi în dialog cu noi înșine, să ne ascultăm vocea interioară, să
Ne gândim mai întâi ce am putea să facem pentru a depăși un obstacol, pentru a reuși de a accepta efortul, de a nu respinge. Că la noi cred că asta este o altă problemă, tendința de a găsi o cale scurtă, facilă, care nu ne implică foarte mult. Iar această mentalitate flexibilă presupune să nu considerăm că există obstacole pe care nu le putem depăși. De exemplu, atunci când venim avem în față o provocare mai mare sau ni se impune o schimbare și pe care noi nu vrem să o acceptăm, folosim negații. Nu știu, nu vreau, nu pot. Dar ea adaugă încă un cuvânt foarte important. Pe lângă nu, știu, nu pot, nu vreau, încă. Adică în acest moment, categoric nu sunt pregătit pentru acea schimbare, pentru acel nou efort pe care trebuie să-l depun. Deci, practic, dăm putere acestui cuvânt încă. Exact, exact. Și care ne poate duce la un nivel superior față de situația în care rămânem la nu pot, nu știu, nu vreau. Și în felul acesta ne sustragem în a ne crea propria noastră șansă de a ne dezvolta. De asemenea, prin conștientizarea neuroplasticității, care este, din nou, un domeniu recent, un domeniu nou, și practic nu trebuie să-i blamăm pe cei care au o gândire fixă, adică exact opusul gândirii flexibile, pentru că foarte mult timp s-a considerat că creierul nostru are capacități limitate de dezvoltare. Ori, prin studiile recente, s-a demonstrat că, de fapt, creierul nostru, pentru a se dezvolta, poate fi asociat cu modul în care se dezvoltă un mușchi, prin antrenament, printr-un antrenament permanent, adică prin repetiție, prin învățare, prin efort, se poate dezvolta creierul la orice vârstă. Nu există limite, doar acele limite pe care noi înșine ni le impunem. Așadar, avem multe posibilități de a ne autoforma acest mod de gândire. Și legat de talent, de asemenea, există mentalitatea a respectivului, este un sportiv desăvârșit, foarte bun, cu performanțe deosebite, pentru că este talentat. Un artist, la fel, este deosebit pentru că este talentat. Da, o predispoziție categoric este benefică, ajută pe cineva care dorește să abordeze un astfel de domeniu, sportiv, cultural, artistic. Dar s-a demonstrat că, de fapt, toate marile reușite s-au datorat efortului depus și într-o mult mai mică măsură talentului în sine. Așadar, munca asiduă, munca asiduă, efortul consecvent. Da, da. Dacă îmi permiteți să apelez la un exemplu dat de autoarea acestei cărți legată de un mare sportiv, Michael Jordan, cred că toată lumea știe cine este, a mărturisit că a ratat mai mult de 9.000 de aruncări, a pierdut aproape 300 de jocuri, de 26 de ori a îndrăznit să preia aruncarea care ar fi putut duce la câștigarea meciului și a ratat. Ei, după ce a trecut de tot acest proces, a ajuns să fie numele din basket, da, un exemplu pentru toată lumea, dar el de foarte multe ori a mărturisit munca asiduă pe care a depus-o pentru a ajunge aici, nu datorită unui talent născut, ci datorită muncii, perseverenței pe care a avut-o, tenacității, dorinței de a își asuma acest efort. Și sunt foarte mulți sportivi care au o mentalitate flexibilă și au ajuns acolo la nivel de excelență pentru că au depus un efort deosebit. La polul opus sunt exemple de tot așa notorii de sportivi, de exemplu din tenis,
Stefan Agassi, care întotdeauna avea o atitudine foarte specifică gândirii fixe, pentru că întotdeauna dădea vina pe cineva din afară pentru eșecurile proprii. Cineva din tribună a rostit un cuvânt și și-a pierdut concentrarea, sau antrenorul nu i-a dat o schemă bună. Întotdeauna altcineva din exterior era vinovatul pentru nereușitele sale. Deci cam așa să privim lucrurile, ca să înțelegem ce înseamnă mentalitatea flexibilă, punând-o în comparație cu mentalitatea fixă. Avem așadar o introducere în acest subiect și ne invităm colegii și studenții să aprofundeze atât prin lecturarea acestei cărți sau prin parcurgerea instrumentelor pe care de fapt acest proiect le pune la dispoziție. Și vreau să vă invit să ne spuneți despre activitățile prevăzute în proiect sau rezultatele de fapt care se obțin prin acest proiect. Da. Prima activitate a avut ca rezultat crearea unui site, lucru care pare obișnuit pentru că este obligatorie crearea unui site în orice proiect Erasmus. Însă, în cadrul acestui proiect, mai importantă a fost crearea acestei platforme ca un instrument ajutător pentru cei interesați de gândirea flexibilă. Practic, mai mult este construit, a și fost construit, conceput acest site ca să scoată în evidență, să pună în prim plan gândirea flexibilă și nu proiectul în sine. Desigur, toate informațiile importante sunt acolo. Dar pe acest site găsim numeroase recomandări de cărți, articole care pot fi consultate online, infografice care sunt disponibile în limbile partenerilor, din țările partenerilor noștri. Sunt videouri chiar și în care apare autoarea despre care am vorbit. Deci, pe acest site Unigrowth se pot găsi informații despre mentalitatea flexibilă și cum o putem dezvolta. O a doua activitate, respectiv un al doilea rezultat, este reprezentat de un compendium, de realizarea unui compendium care să cuprindă exemple de bună practică în predarea în mediul universitar, și au fost elaborate și colectate de către echipa din Austria acestor exemple de bună practică care acoperă o paletă diversă de domenii de studii. Aș da câteva exemple extreme, să spunem, de la informatică la limbi străine, de la medicină la drept, științe economice, de asemenea exemple pentru psihologie, pentru modulul psihopedagogic pe care studenții îl pot urma pentru a-și forma o carieră didactică. Iar aceste exemple de bună practică au fost întâi elaborate de fiecare partener, apoi au fost verificate, a fost realizat un feedback foarte atent de către specialiștii din Austria, au fost revizuite, au fost analizate prin lucru în echipă și va apărea un compendium online care este pus la dispoziția cadrelor didactice universitare, unde găsesc exact pașii pe care ar trebui să-i parcurgă în cadrul unui curs, a unui seminar, a unui laborator. Și care pot fi o sursă de inspirație, sigur, pentru activitățile desfășurate. Exact, exact. Aceasta a doua activitate cu al doilea rezultat. O altă activitate a fost crearea unei curicule, tot pentru un curs dedicat profesorilor, de asemenea, prin care să își formeze, să-și dezvolte mentalitatea flexibilă.
Au fost create în acest sens 6 module care se referă la modul de gândire și predare în învățământul superior, natura creierelor și inteligența, și apoi elemente ale modului de gândire flexibil, limbajul, reflexia, evaluarea, modul de formulare a sarcinilor studenților în timpul activităților didactice. Și, de asemenea, în cadrul acestei propuneri, profesorii au posibilitatea să vadă ce metode didactice trebuie să folosească, ce mijloace, de ce mijloace au nevoie, care sunt obiectivele pentru fiecare dintre aceste module. Și s-au desfășurat deja 2 cursuri pilot, câte unul în Slovenia și în Turcia. Deocamdată există un feedback pozitiv, dar mai sunt și alte cursuri de derulat. Iar o altă activitate se referă la webinare, workshop-uri pentru studenți, prin care aceștia să fie motivați să înțeleagă, să accepte și să își dezvolte gândirea flexibilă. Noi deja am organizat la nivelul universității recent acest webinar la care au participat 60 de studenți de la Facultatea de Economie și Drept, de la aproape toate specializările, de la drept, de la management. De anul întâi. Studenți de anul întâi, aflați la început de drum. Și chiar foarte frumoase au fost exemplele pe care ei le-au formulat la finalul activității, chiar recunoscând că mentalitatea flexibilă îi poate ajuta în diverse situații de viață, personale, profesionale, și s-au implicat foarte mult și au fost foarte încântați de această activitate. Acestea sunt activitățile principale. Mai prevede acest proiect derularea a 4 traininguri, dintre care 3 deja s-au terminat, s-au finalizat, câte unul organizat de Slovenia, Austria și Turcia. Mai este unul singur, cel pe care trebuie să-l organizăm noi, și va fi primul, practic ultimul, dar va fi primul care va fi organizat față în față. Toate celelalte au fost organizate online. Așadar, în luna mai? În luna mai urmează să avem șansa de a organiza acest training pe o temă interesantă. Dar am să vă spun întâi temele celorlalte traininguri, ca să vedeți ce frumos a fost construit acest proiect și cum gradual am ajuns la acest ultim training. Așadar, primul a fost organizat de partenerii din Slovenia cu tema Instrumente de gândire flexibilă în motivarea studenților, și au avut traineri deosebiți care au prezentat conținutul conceptului, formele gândirii flexibile, modalități de evaluare, de stabilirea sarcinilor. S-a intrat foarte mult în esența acestui concept. Cel de-al doilea training organizat de Universitatea Balıkesir din Turcia a avut tema cum să dezvolți o gândire flexibilă în predarea la distanță. Să vă imaginați că acest proiect a fost scris în 2019, a fost câștigat în 2020 și, practic, acest training s-a derulat în plină pandemie. Așadar, a fost foarte util pentru profesorii care au fost implicați în training. Faptul că a fost online a dat posibilitatea mai multor profesori de la fiecare dintre universități să participe și să afle câte modalități diferite sunt de a aborda învățământul online, care să devină atractiv, care să fie interactiv pentru studenți, și a fost foarte benefic, foarte binevenit și la un moment propice. Cel de-al treilea training organizat de colegii din Austria a avut tema gândirea flexibilă în procesul de predare în învățământul superior.
dedicat exclusiv cadrelor didactice, unde din nou au fost traineri speciali deosebiți care au arătat modalități de comunicare, modalități de a transpune o temă într-o formă din nou atractivă. Fie că e online, fie că e față în față, activitatea didactică poate să fie prezentată într-o manieră în care studenții să fie implicați și să fie conștientizați că își pot dezvolta gândirea flexibilă. Și desigur, studenții pot să își dezvolte într-o mai mare măsură gândirea flexibilă dacă profesorilor îi stimulează și profesorilor dau dovadă de asemenea că au o aplecare către această direcție. Iar ultimul training din cadrul proiectului, cel organizat în România, are tema gândirea flexibilă și universitatea, transferul de know-how. E o temă care, zic eu, că se potrivește foarte bine universității noastre, mai ales prin toate dotările din ultimii ani, din toate proiectele de cercetare, din toate relațiile cu mediul economic, mediul de business, cu toate sponsorizările și finanțările de care am beneficiat pentru modernizarea, de exemplu, a facultății de inginerie, a centrului de cercetări avansate, centrului de simulare. Practic, sunt multe exemple pe care le putem oferi colegilor noștri din țările partenere care vor veni aici în luna mai, așa cum bine ați precizat, și vom avea și aici un trainer special, dar poate că o să vorbim după ce, sau la finalul proiectului, mai târziu, despre modul în care ne-am gândit să îl facem cel puțin la fel de atractiv și de bine structurat ca și celelalte traininguri. Chiar dacă s-au derulat online, fiecare partener s-a străduit să îl facă special într-un anumit sens. Cam acestea ar fi în mare activitățile proiectului și ne-ați vorbit de atâtea rezultate frumoase. Ne apropiem de sfârșit și vă invit să ne spuneți ce mai urmează. Da, în timpul care a rămas, fiecare partener va trebui să organizeze un eveniment de diseminare, multiplier event, cum este numit, și cei care au fost implicați în proiect Erasmus știu despre ce este vorba. În cazul nostru, desigur, de diseminare a compendiumului, a exemplelor de bună practică, a rezultatelor practică ale proiectului, și pentru că acest tip de evenimente se adresează cadrelor didactice și mediului universitar în general, ne-am gândit că cel mai potrivit moment de a-l organiza ar fi de Ziua Educației în 5 octombrie. Și ceilalți parteneri au ales tot sfârșitul proiectului pentru a organiza acest eveniment de diseminare. Și apogeul va fi în Slovenia, unde va avea loc un eveniment internațional de diseminare, în cadrul căruia se va organiza și o conferință internațională și unde vom fi și noi prezenți și vom avea de prezentat o lucrare în cadrul acestui eveniment internațional. Cam acestea sunt activitățile ce au mai rămas de derulat. Important este ce se va întâmpla după ce se va finaliza proiectul, pe câte persoane reușim să le sensibilizăm exact pentru a îmbrățișa această nouă modalitate de a privi activitatea didactică, dar și viața personală ar fi important.
Mă bucur că am avut ocazia să discutăm despre growth mindset și despre acest proiect. Așadar, pentru final, care ar fi concluzia? În loc de concluzii, că această expresie poate să ascund atât de mult în spatele ei, am să apelez din nou la cartea doamnei Carol Dweck, care prezintă aici gândurile unui tânăr de 17 ani cu privire la relația cu tatăl său și, permiteți-mi, vă rog, să-i dau citire. În mintea tatălui meu există o imagine a fiului ideal. Când o compară cu mine, este profund dezamăgit. Nu mă ridic la nivelul celui din visul său. Din fragedă copilărie am simțit dezamăgirea lui. A încercat să o ascundă, dar se făcea simțită în sute de feluri mărunte, în tonul vocii, în cuvinte, în liniștea lui. Încerca din greu să mă transforme într-o copie la Indigo a celui din visul său. Când am eșuat, a renunțat la mine. Dar mi-a lăsat o cicatrice adâncă, un sentiment permanent că sunt un ratat. Au fost generații de părinți care au idealizat, să spunem, imaginea copilului propriu, determinând în final eșecul acelui copil care s-a simțit tot timpul departe de idealul părintelui. Ori această abordare trebuie schimbată și mentalitatea flexibilă este o cale prin care părinții pot să-și înțeleagă mai bine copiii și să îi ajute să se dezvolte, nu să eșueze doar din cauză că nu corespund unei imagini. E mai important copilul în sine decât o imagine și acest lucru este posibil prin gândirea flexibilă. Și acea relație poate fi între părinte și copil, între profesor și elev, între cadru universitar și student, la orice nivel, inclusiv în mediul de afaceri. S-a constatat că mulți dintre, dacă suntem la această emisiune, mulți dintre liderii care sau managerii care au ajuns în funcții de conducere și au avut o mentalitate fixă, au eșuat față de cei care și-au acceptat greșelile. De obicei, cei cu mentalitate fixă își maschează nereușitele, nu și le recunosc și atunci nu evoluează, da? Se blochează, practic, și atunci merg din eșec în eșec. Pe când cei cu mentalitate flexibilă recunosc greșeala și încearcă să caute modalitatea de a o remedia, de a găsi soluții și chiar în companii de mare renume s-au făcut studii, au fost efectuate studii și s-a constatat că mentalitatea flexibilă chiar este o soluție de succes. Într-adevăr, concluzia sau ce ați spus în loc de concluzie este foarte relevant. Așadar, să rămânem deschiși la minte, să ne aplecăm și spre aceste noi modalități de lucru cu noi înșine, cu studenții noștri și să încercăm să aprofundăm această temă a modului de gândire flexibil. Mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi. O seară bună tuturor!